de cum mi-e șoc gata. Doar la vârsta de 68 de ani v-am plecat din sână familie. Doresc ca familia să fie mângâiată de Domnul, iar pe voi, fraților, Domnul Iisus să vă binecuvânteze pe toți. Și acum ascult că vreau să începem, pentru că avem frați binecuvântați de Domnul. L-avem pe fratele Cristi, fratele Manex, bine și fratele Victor, fratele Crăciun, și dorim ca în seara aceasta propăduirea Evangheliei care se va face în seara aceasta să acei pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu, acei care nu-L cunosc pentru că pentru fratele nostru Crăciun nu mai are nicio valoare cuvântul. Cartea Lui s-a închis. Faptele Lui, El nu mai poate să facă fapte pentru că El este întins acum pe sicriu. Și Duhul de viață pe care Dumnezeu l-a pus în om, Dumnezeu l-a luat pentru că Dumnezeu este stăpân pe lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Mi-aduc aminte că Biblia declară și spune că în Psalmul 22 spune, 24 spune, al Domnului este cerul și pământul și tot ce cuprinde pe el. Înseamnă, frații mei, Apostol Pavel spune, nici eu nu mai sunt al meu, ci eu sunt al lui Dumnezeu, nici noi nu mai suntem ai noștri, pentru că acel care ne-a făcut, El este stăpân peste noi și El face ce vrea, mări să fie numele Domnului. Și dorim ca în seara aceasta să luăm bine aminte, pentru că în Iov, capitolul 14, cu versetul 1, spune că omul născut din femeie are zile scurte și pline de necaz. Și atunci mi-a pus întrebare, cu ce ne putem mândri, cu ce ne putem noi să ne lăudăm, pentru că al Domnului este totul, frații mei. Dovada pe care fratele nostru Crăciun, ce va duce cu el? Ce? Doar faptele lui s-au vis să fie Domnul. Dorim ca seara aceasta să luăm bine aminte. Poate poate să fie și un semnal de alarmă pentru Curtiș, nu numai pentru Curtiș, pentru întreaga națiune. Pentru frații mei, că nu mai mult și vine Domnul, și atunci puneți întrebarea.
că cu ce te va găsi, cu acea vei pleca. Mări să fie numele Domnului, dar doresc ca în seara aceasta, de acum, să luăm hotărâri noi. Doamne, mi-așteaptă doar 4-5 zile până la anul nou, frații mei. Doresc să luăm hotărâri noi ca să-i slujim Domnului așa cum îi place Lui, în duh și în adevăr. Ăsta e Dumnezeul nostru pe care El vrea ca toată omenirea să fie mântuită. Spunea fratele Crăciun aseară, iadul nu-i pentru oameni, frații mei, nu? Dar vedeți dumneavoastră că tot omul vrea să meargă acolo. Că Biblia declară și spune că a fost judecată, care acel care moare în nelegiuire, acel care moare în păcat, ăla a și fost judecat, că știe unde merge, frații mei. Lumea. De ce Dumnezeu așteaptă, mări să fie numele Lui? El așteaptă după toți oamenii să vină la mântuire. El nu vrea niciunul să moară în nelegiuire, în păcat, nu! Ci Dumnezeu vrea ca toți să fie mântuiți, mări să fie Domnul. Așa cum am spus, în seara aceasta e ultima seară de priveghi și doresc sprijinul și ajutorul lui Dumnezeu să ne însoțească pe fiecare. Cuvântul care se va citi, cuvântul Evangheliei care se va provădui, frații mei, să luăm bine aminte. Așa cum am spus, cu ce te va înconjura moartea, cu aceea vei pleca. Nu poți să mai faci fapte, pentru că atâta timp cât ești în viață, trebuie să faci fapte vrednice de pocăință și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Doresc ca fratele Manex, Domnul Iisus, să-L binecuvânteze. Hai să ne ridicăm pe picioare, frații mei, pentru că știm că este un Dumnezeu Sfânt, un suveran, un Dumnezeu Sfânt și adevărat, slăvit să fie Domnul. Doresc ca fratele Manex să...